De când a fost preluată de noua conducere, în tabăra din Năvodar se muncește non-stop. Administratorii speră să readucă acestei unități faima de altă dată, iar pentru asta este nevoie de efort. Se lucrează de dimineață până seara, pentru că planurile sunt mari, iar stadiul actual al clădirilor lasă mult de dorit. Din momentul în care tabăra s-a preluat fosta tabără de copii SIND România, domnul a venit cu intenții bune și au început să igienizeze această locație. După cum vedeți și dumneavoastră, toată lumea muncește, toată lumea se agită. Aceste locații pe care le-ați văzut dumneavoastră vor fi reabilitate, vor fi recompartimentate cu grup sanitar propriu, cu televizor în cameră, cu frigidere și vor avea în jur de 2200-2300 de locuri. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale societății Tabăra S.A. este readucerea la viață a fostei tabere internaționale. În maxim un an de zile, tabăra internațională de copii de la Năvodari ar putea redeveni atracția de altădată. Vorbim despre un amplu proiect de reabilitare care include 6 pavilioane de cazare, o cantină, dar și un anfiteatru unde copiii desfășoară diferite activități pe timpul zilei. Aici veneau toți copiii din toată Europa. După cum vedeți, este o paragină, deci noua conducere a taberei ESA Năvodari intenționează ca pentru la anul această tabără să fie redată taberei internaționale, să vină copii din toată Europa. Amplul proiect al noii conduceri include și amenajarea aleilor pietonale, a unor spații de joacă pentru copii și chiar mutarea microrezervației zoologice din Năvodari în incinta taberei, pentru ca micuții să găsească aici toate ingredientele unei vacanțe perfecte.